Hai să trecem la Craiova cu FCSB-ul, Florine. FCSB Craiova, de fapt, Universitatea Craiova. Da, uite că în ultimele etape, nu știu, parcă au fost așa rezultate, nu neapărat surprinzătoare, dar am avut goluri multe, am avut situații. Vezi că dacă te duci la situații... meci, Florine, și te arată televiziunile cum te-au arătat la meciul cu Faru, fosta ta echipă are probleme mari în minutele de prelungire. Când a început meciul cu Faru, așa a început transmisia TV cu tine la tribuna oficială, cu o gugă pe cap acolo, cu nu știu ce. Și ai văzut ce s-a întâmplat, nu știu. Nu eu mai zic, merg. Eu nu zic mai să te mai gândești. Nu merg, sau, meci sau, mai sau la televizor. Nu, spui, nu sau spune gluga. Să face mai cald acum, atunci era și frictare. Da, rezultate în care, nu știu, pe FCSB nu o vedeam favorită la CFR, dar a câștigat. Acasă cu Farul, rezultat surprinzător pe final, au întors rezultatul. A devenit cumva mai impredictibil, cel și? Puțin finalul ăsta de campionat. Tu? Cred că va fi un meci cu multe goluri. Pare că la Craiova se întâmplă ceea ce tot discutăm așa de o perioadă și nu doar noi și pe la alte posturi de televiziune, faptul că se renunță la jucători care sunt de mai mult timp sau nu mai apar în primul 11 sau uite că sunt situ Nistor, Pap și așa mai departe au plecat. Poate o fi ăsta drumul cel bun, dar eu văd pe FCSB favorită, ținând cont și de momentul bun în care se află și faptul că joacă acasă. Sper să fie lume multă la meci, eu nu o să mai merg. Da, am înțeles, da, așa. Deci nu o să fie lume mult. Dar chiar serios, nu te mai duci? Nu merg la meciul ăsta. Vrei să vezi ce iese? Să văd dacă e vina mea. Dacă de-aia am luat bătaia atunci, da. Băi, să știi că am fost la, uite, am fost sezonul trecut la CFR, chiar la Cluj la meci, a câștigat echipa, deci poate trebuie să merg doar în deplasare, cine știe. Mai, deși presupunerea e vor mai mare. Vivi, da, exact. Vivi, i-a făcut iar echipa lui Gigi Dumnezeu? Păi normal, cartonașe. Băi, da, toată lumea vorbește de FCSB. Băi, da, la Craiova, că au luat cel mai bun jucător. Pe cine? Pe Mihai, pe Rotaru. Păi a coborât în iarbă, e președinte jucător. A apărut atât de mult în presă în ultima perioadă, că nu l-am văzut în cei 10 ani. Scuză-mă, era obligat era să coboare. Era obligat, pentru că lucrurile nu mergeau. Iau frâiile în mâini. Mă țin minte ce zic de Nistor. Nistor mai are un an și vedem în continuare. L-a dat în secunda 2 la Cluj. Acum a intrat în pâine în adevăratul sens al cuvântului. Face transferul, se implică, vorbește cu jucători, coboară în iarbă. Deci cred eu că Universitatea Craiova e mai periculoasă cu Mihai Rotaru ca președinte jucător decât ca patronul de lojă. Și va fi un meci interesant în care se vor întâlni doi patroni care se implică cu adevărat în club. Adică sugerezi că Rotaru face și echipa? Mă, echipa nu cred, dar lotul e pe acolo. Lotul bine, dar la lot e normal lotul să te implici ca patron, adică n-am înțeles. Cum adică ca și cum îi spune mie că la redacție eu nu vorbesc cu redactorul șef când aducem ziariș noi. Adică vine redactorul șef, normal că discut, nu? La CFR se implică ce vrei tu? Da. Stai că e businessul meu. Păi nu, da, asta spun. Eu nu le zic ce să scrie. Nu le spun de ce a scris aia sau nu-i treaba mea. Corect. Asta, m-ai înțeles așa? Așa, dar n-ai cum, da, Vivi. Ce să facă Rotaru? Adică pe bune. Păi n-am zis că e un lucru rău, dar am spus că la Craiova și la FCSB l-ai lăudat și n-am înțeles eu. Da, n-am înțeles. L-ai lăudat, nu înțelesesem, înțelegi? De ce bine? Mihai știe foarte mult ce înseamnă fotbal. Știi jucători și de la Baia Mare, de la Satu Mare, știe și de la Tulcea și de la... Neamțu Varga nu știa pe Krasniqi de la Albanese. Jucase contra lor, dar n-a fost atent. Să uită la echipa lui. Asta spun că implicarea lui Mihai Rotaru la CSU Craiova acum este permanentă și cred eu că... Deci va fi marele meci, de fapt, Gigi Rotaru, nu? Și vestiarul simte lucrul ăsta.